arată pe picior. Wow! Ups, scuze! Așa arată pe picior. Betty era să primească un papucel în cap. Hei, eu sunt Laura și astăzi o am alături de mine pe surioara mea, Betty! Salut! Apropo, și Betty are un canal de YouTube, linkul la canalul ei de YouTube va fi aici sus pe ecran și jos în descriere. Iar eu astăzi cu Betty o să fac un videoclip în care Betty o să reacționeze la hainele și cumpărăturile mele. Da? Da. Eu am văzut acel episod cu mama. Da, și chiar și eu am vrut. Și acum reacționez și eu. Da, Betty a vrut și a insistat să reacționeze și ea la câteva cumpărături de ale mele. Deci cred că o să fie destul de interesant să aflăm opinia unui copil despre cumpărăturile mele. Deci cred că o să se primească un video destul de interesant. Dacă o să vă placă, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canalele noastre de YouTube. Am aici un cont de Instagram. Iar cât despre haine și cumpărături, linkurile la ele vor fi toate în descriere pentru toți cei curioși care pur și simplu vor să vadă cât au costat sau pentru cei care vor să și le comande. Deci eu zic să începem, ok? Da. Totuși, o condiție. Tu, dacă Betty n-a văzut hainele mele deocamdată, nici cumpărăturile, nimic, este complet secret, dacă nu o să-ți placă vreo haină sau vreo cumpărătură, tu să spui adevărul, adică să fii sinceră, ok? Mie ca de obicei îmi plac. Ca de obicei îți plac, dar în caz de ceva, tu... deci Betty trebuie să fie 100% sinceră, ok? Mm-hmm. Bine, deci haideți să începem. Da, eu închid ochii. Bine, închid ochii. Și asta este prima haină pe care o să o vadă Betty. Poți să te uiți. Wow, ce frumoșică e! Da, deci este vorba despre un plover, să zicem așa, care are o structură foarte, foarte pufoasă, foarte moale. Deci Betty nu se poate opri să mă mângâie. Și are și o glugă. Deci mie îmi place super mult. Mi se pare că mă arată ca pe un ursuleț din ăla de pluș. Și mai e și negru. Mie îmi place super mult. Nu în culoarea neagră. Deci mie îmi place super mult. Ți-ți place? Da, super mult și mie. Da? Ai vrea așa o haină? Da, e așa de pufășică. E așa pufășică. Cred că cine o să mă vadă cu haina asta o să mă mângâie într-una. Da? La fel ca tine. Bine, deci prima cumpărătură ți-a plăcut? Super mult. Mă bucur, să trecem la următoarea. Da. Închide ochii. Ta-da! De data asta o să urc aici ca să vedeți și voi despre ce vorba. Este vorba despre... Vezi, poți să te uiți. Ce zici, îți plac? Așa, așa, așa. Deci nu prea. E, am înțeles. Deci așa. De data asta lui Betty nu i-au prea plăcut. Este vorba despre o pereche de pantalonaș super plac, largi. Îmi plac desenele, însă nu-mi place că sunt largi. Largi, da? Da. Deci mie îmi plac super mult, mi se par super, super comozi și destul de original ca și imprimeu. Și materialul îmi place și cum arată îmi place și cred că o să fie perfect pentru vară sau când e pur și simplu mai cald afară. Mie îmi plac materialele și desenele, dar nu-mi place că sunt așa largi. Nu? Mie îmi place, tocmai că mi se par foarte, foarte comozi. În orice caz, deci mie pantalonii îmi plac super mult, am revenit și eu la normal. Bine, deci Betty nu i-a plăcut, nu? Așa, în sine, deci așa și așa. Da. Putem să zicem că este mai mult un nu, pentru că dacă nu-i placă slargi, teoretic ea nu i-ar fi purtat. Și cam atât despre pantalonaș. Să trecem la următoarea cumpărătură. Da. Ta-dam! Și asta e următoarea cumpărătură pe care am făcut-o. Poți să te uiți? Wow! Ăștia îmi plac! Îți plac? Mm-hmm. Deci este vorba despre acești ochelari care mi-mi plac super mult, au da, deci... formă așa neobișnuită. Dar mie îmi place că se combină și cu ploverașe și cu ochelari. Și cu ochelari, da? Mm-hmm. Deci mie îmi plac super mult, au formă de cat eye, să zicem așa, uitați mai aproape, pisicuță, da? Și totuși în același timp sunt o formă triunghiulară. Nu știu. Adică eu inițial când i-am probat prima oară eram destul de confuză, nu mi-am dat seama dacă îmi plac sau nu-mi plac. Ochelarii mei sunt destul de asemănători cu ai tăi. Da? Ăștia. Am înțeles. În orice caz, după ce i-am probat de mai multe ori, mi-am dat seama că totuși sunt geniali și îmi plac extrem de mult. Și de obicei lumea când mă vede cu ei pe stradă, mă mai întreabă de unde i-am luat și eu sunt gen... O să vă trimit link-ul. Deci dacă vreți să vi comandați link-ul jos în descriere. Să trecem la următoarea cumpărătură. Da. Și ăsta este următorul lucru pe care l-am cumpărat. Betty, poți să deschizi ochii? Wow! Îți plac? Deci sunt un fel de, nu știu cum să le zic, teneș, cred.
mini cizmulițe. Îmi place că sunt da, material. Da, sunt într-un material foarte, foarte moale. Da, și hai să vă arăt și cum arată pe picior. Wow! Ups, scuze! Așa arată pe picior. Betty era să primească un papucel în cap. În orice caz, așa arată pe picior. Mie îmi plac extrem de mult și sunt foarte, foarte comozi. Da, și foarte frumoși. Și sunt foarte frumoși și, dacă nu greșesc, au și costat foarte ieftin. Deci, Betty, îți plac? Da, chiar mi-ai luat așa ceva. Deci, încă un da de la Betty. Să trecem la următorul produs. 3 dauri și un nu. 3 dauri și un nu. Și ăsta este următorul produs pe care l-am cumpărat. Betty, poți să deschizi ochii? Wow, ce superb e desenul! Deci lui Betty a plăcut super mult desenul. Este încă în acel vibe de Halloween, un pic mai spooky. Este o paletă cumva? Da, este o paletă de machiaje. Haideți să vedeți și culorile. Ta-da! Wow, ce culori! Da, sunt niște culori super aprinse. Hai să focusez așa. E un schelet. Da, este un schelet fix pe mijloc, pe culoarea neagră, mă rog, nu în culoarea. Pot să zic că mi-e place super mult. Acum și sunt machiată cu această nuanță de roșu și e super, super mișto, adică da, e super aprinsă culoarea. Mie îmi place extrem de mult, este foarte calitativă, foarte pigmentată. Eu n-aș lua negru ăla și aș lăsa scheletul ăla, nu pot să vorbesc. Aha, ai lăsat doar scheletul, dar da, mie îmi place negru în machiaj, adică îl folosesc destul de des. Da, adică eu aș lua mai încet ca să rămână scheletul. Da, am înțeles. În orice caz, ție ți-a plăcut? Super mult. Super mult, deci încă un da din partea lui Betty. Să trecem mai departe. Da. Și următorul produs pe care vreau să-i arăt lui Betty este acesta. Betty, poți să deschizi ochii? Wow, și acestea îmi plac super mult. Da, sunt un fel... îți plac, îți plac, da? Da. Sunt un fel de bocanci cu o piele un pic mai subțirică, deci sunt perfecți pentru primăvară-toamnă. Eu chiar îi port de ceva timp și pot să zic că sunt super comozi. Cred că unii dintre cei mai comozi pe care am avut vreodată. Îmi place partea asta de aici. Partea asta îi place lui Betty, partea din față. Hai să vă arăt și cum arată pe picior. Nu partea din față, dar materialul. A, materialul îi placă, sunt din piele. Și mie îmi placă, sunt din piele. Și așa arată pe picior. Așa arată. Așa arată din față. Și pot să zic că sunt super comozi, super frumoși, super drăguți. Sunt super mulțumită de ei. Deci, Betty, este încă un da? Da. Deci lui Betty i-au plăcut. Trecem mai departe. Da. Și ăsta este următorul lucru pe care l-am cumpărat. Să vedem dacă o să-i placă lui Betty. Betty, poți să deschizi ochii? Stai așa, să focusez pe noi. Wow, ce drăguț e! Îți place? Pisicuță! Da, pisicuța mi se pare pur și simplu adorabilă. Oricum, eu sunt obsedată de pisici, deci am chestii cu pisici peste tot. Da, și eu am pisicuțe. Da, și ție îți plac pisicuțele? Da. Mie îmi plac și căței. Și mie. Ok, deci suntem și pentru pisicuțe și pentru căței. Însă totuși chestii ca accesorii, haine, genți, am mai multe cu pisicuțe. Și eu cred. Dar știi ce e asta? Nu. Asta este un portofel. Cu inimioară. Da, cu inimioară. Aici îți ții banii și aici poți să ții carduri, chestii, trestii, fix ce vreți voi. Și la inimioară ce poți să ții? O poză. Deci aici poză? Este buzunăraș pentru poză. Ce drăguți! Și dacă ai fixă inimioară pentru poză, perfect! Da, e perfect. În orice caz, mie îmi place super mult această combinație dintre negru, alb, gri și acest roz palid. Roz palid. Este super drăguță combinația. Iarăși un da. Da, iarăși un da. Mulțumesc. Mă bucur că lui Betty plac alegerile mele. Mai puțin pantalonii. În orice caz, eu port deja portofelul ăsta de când l-am primit de pe site și pot să zic că este extrem de comod. Da, și îmi place foarte mult materialul. Materialul, așa am spus. Materialul este foarte drăguț, este pe negru și pare un fel de piele, cum este, șifonată. Da. Și asta mi se pare ceva destul de original. În orice caz, cum ziceam, port banii în el de când l-am primit de pe site și pot să zic că bancnotele nu se boțesc absolut deloc în el. E super! Este pur și simplu super, îl ador, îmi place și cu siguranță dacă o să se strice cândva, o să-mi cumpăr unul identic pentru că deja m-am îndrăgostit de acest portofel. Trecem mai departe? Dacă o să-l găsesc și eu, o să-l iau când o să fiu mai mare. Da? Și, și ți-a plăcut? Deci, Betty, când o să facă bani și o să aibă bani, o să-și iau un portofel identic. Ați auzit? Nu ratați oferta. Să trecem mai departe. Da. Și ăsta este următorul produs. Betty?
Îmi plac și ăștia. Îți plac? Doamne, sunt superbi. Nu știu dacă știți faza aia. Sunt genul de ochelari pe care și cumpăr aproape toată lumea. Sunt în stilul ăla de a purtat Kurt Cobain cumva... Kurt Cobain cândva. Eu așa stau la modă. La modă? Presupun că Bettina are idee cine e Kurt Cobain, nu? Bine, cred că niciunul din voi n-au idee cine e Kurt Cobain. Kurt Cobain e solistul formației Nirvana, a fost, că n-a. Dar în orice caz sunt acea tipologie de ochelari și sincer am evitat o vreme să mi-i cumpăr pentru că mi se păreau destul de mainstream, dar după am zis că băi, ce contează? Dacă mie îmi plac, o să-i port și aia e. Adică am zis să nu mă mai las influențată de mainstream, de ne-mainstream, adică pur și simplu îmi plac și de-aia am hotărât să-i comand. Ți-ți plac? Da, iar sunt da. Îmi plac și, sincer să vă zic, protejează foarte bine de soare și... Sunt mai multe obiecte decât haine! Da, sunt mai multe obiecte decât haine în această reacție. Dar, în orice caz, au fost și două haine, să fim serioși. Trecem mai departe? Da, trecem... eu revenim la pufoșica. La pufoșica asta drăguță de pe mine. Mm-hmm. Trecem mai departe. Da. Și următoarea chestie pe care mi-am comandat-o de pe acest site sunt aceste frumuseți. Doamne, îi ador, efectiv îi ador. Vreau și eu să văd. Poți să te uiți? Îmi plac super mult. Betty a rămas câteva secunde speechless, adică eu chiar cred că i-a plăcut. Mi-au plăcut super mult. Doamne, deci oficial cred că asta e cea mai frumoasă pereche de pantofi pe care o am. Bine, sunt cizme cu platforme, dar... Genial! Da, sunt genial, îmi plac extrem de mult, sunt și foarte comozi, mm-hmm. Arată superb, îi ador. Wow, da, și materialul este superb și tocul ăsta mare. Tocul, platforma, da? Și are o platformă mare și are și chestia asta aici din elastic. Hai să vă arăt cum arată pe picior, Betty, un pic mai spate, că începe Laura să ridice piciorul. Deci, bine, în mod normal nu trebuie să-i porți cu genul ăsta de ciorabi, dar acum ca și... Se vede bufnița. Da, se vede bufnița de pe ciorapul meu. În orice caz, așa arată ei și pot super să zic drăguț. Că îmi plac extrem de mult, sunt foarte comozi, sunt foarte... E așa? Da, deci este încă un da din partea lui Betty. Să trecem mai departe. Și ultimul lucru la care o să reacționeze Betty astăzi este... Stați. Ta-da! Betty, poți să te uiți. Și asta îmi place super mult. Da, este vorba despre o poșetuță care este croită super drăguț pe negru cu niște ațișoare albie. Nu albe, dar albie, da? Albie, da. Toți albie. Așa, și mie mi se pare că arată super, super drăguț. Este așa un pic mai, cum să-i zic, minimalistă, dar arată genial, așa se deschide. Are aici două buzunărașe și un buzunar mare principal. Adică, ne facem limba noastră. Da, este perfectă pentru, nu știu, un concert la care nu ții multe chestii, telefonul, portofelul, cheile și un ruș, să zicem, și niște șervețele în caz că vă curge nasul. Dar în orice caz arată superb și îmi place super, super, super mult. Și mie. Și este și foarte comod, adică o poți să o pui și peste umăr și peste gât, cap. Eu așa o pun. Tu așa o pui, da? Da, geanta. Pot să zic că îmi place extrem de mult. Încă un da din partea ta? Da. Deci cam ăsta a fost videoclipul de astăzi. Atât de repede? Da, atât de repede. Poate n-a fost repede, dar pentru că mie mi-a plăcut sau... A trecut așa, rapid. Da, așa. Gata. Gata. În orice caz, hai să facem o mică concluzie. Deci lui Betty au plăcut absolut toate lucrurile pe care mi le-am luat. În afară de pantaloni. Mai puțin pantalonii. Am avut, să zicem, 90%, să zicem așa, 90%, cam așa. În orice caz, mie îmi plac genul ăsta de videoclipuri. Dacă vă plac și vouă, nu uitați să îl apreciați cu un like. Mm-hmm. Nu uitați că toate linkurile vor fi acolo jos în descriere. Eu așa pun. Like, da? Da, fără simt așa. Deci nu uitați că toate linkurile la tot ce mi-am cumpărat vor fi acolo jos în descriere, cât și linkul la site pe care găsiți mult mai multe lucruri decât mi-am comandat eu. Puteți să alegeți orice altceva. Deci, ăsta a fost videoclipul de astăzi. Cu voi a fost Laura și Betty. Noi vă dorim tot binele din lume și ne revedem în videoclipul următor. Pa! Pa!